Marius Croitoru a fost avertizat de către centralul Sebastian Colțescu în ultima etapă a anului calendaristic. Din cauza cumulului de cartonașe, acesta nu va putea sta pe bancă pentru a-și coordona echipa în partida de pe teren propriu contra celor de la Oișca și Sfântul Gheorghe. A fost sau nu a fost o decizie corectă cea luată de către internaționalul FIFA? Răspunsul l dat fostul președinte al CCA Ion Crăciunescu. Arbitrul trebuie să vorbească cu antrenorul sau cu jucătorii, nu să pună mâna pe ei. Asta este o mare greșeală. Mie mi se pare o minge care părăsește terenie terenul de joc. El prinde mingea, este în afara spațiului tehnic, dar parcă este prea mult. Dacă lua mingea și o arunca în tribună, da, ziceam, da, domnule, este un gest nesportiv, dar el a oprit mingea și le-a dat-o jucătorilor. Mie mi se pare că o atenționare verbală era suficientă în astfel de situații. Oprești mingea să vină mai repede în joc și nu o arunci în tribună sau altceva, a spus Ion Crăciunescu în cadrul emisiunii Liga Digisport. Din cauza avertismentului arătat de către Sebastian Colțescu, Marius Croitoru va fi suspendat pentru următoarea partida a lui Fece Botoșani în urma cumului de cartonașe galbene. Gruparea Moldavă va întâlni pe Oișca și Sfântul Gheorghe pe teren propriu pe data de 22 ianuarie.